Neața. Ce faci, Moldoveanco? Foarte bine, voi ce faceți? Nu atât de bine, dar la televizor e frumos să zici că bine și atunci o să zicem că bine. Bine. La ce vârstă ai ajuns? La 14 ani, tot 14 am rămas acolo. Tot la 14? Da. Pare că ne vedem mai rar de aia, zic că tot crești, tot te lungești, tot îți crește părul. Da. Ok. N-am înțeles foarte bine versurile. Dă-i cu șpriț, șpriț. Nu, dă-i cu swish, swish. Swish în mișcarea aia. Swish, 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 swish. Ha, pe care nu poate să facă nimeni din platoul ăsta. Exact. Dă-i cu swish, swish. Dă-i cu deb, deb. Dacă ai prieten cu mișcări, dă-le tec. Dă-i cu nei-nei, partea aia. Now watch me web, now watch me nei-nei. Mai știți? Ah, da. Ah. Deci ăsta e swish, nu e floss, nu? Poftim? Nu e floss ăsta. Nu, e swish. Deci, mistrețul, băi, alo, eu am legături în tânără generație. Ăsta e swish, flossul e ăla. Ca așa și arată, ca și când faci floss. Înțelegi? Floss. Și ăsta e swish. Hai să le luăm. Care nu se confundă cu squish. Că squish-ul e altceva. Cea mai tânără dintre noi. Arată-ne un swish. Swish? Swish. Swish. 1, 2, 3, 4. Asta e swish. Ok, cum se învață asta, că este antiritm? Păi, adică... e ușor, pur și simplu faci așa. Hai, tataie, să învățăm. No. Hai, tataie. Fii atent. Așa, deci, hai, bătrânule, vină încoa. Mâinile în spate, deci puneți așa. 1, 2, 3, 4. Să zică că... Să zică așa. Că... Să, deci, 1, 2, 3, 4. Deci e un contratimp aici, îți dai seama. 6, 7, pe vremea noastră, dansurile. 7, 8. Foarte bine, foarte bine. Pe vremea noastră, dansurile erau un moment. Asta nu știu ce-i. Prima dată îl văd. Cred că l-am inventat eu cu niște puștea lui Andreea sus pe la Văliug. Cred că așa. Auzi? Stai, tataie, când râd generația Z, râde de noi. Cum se cheamă ASFRE ăla? ASMR sau ce? ASMR, ASMR. Aurica, pregătește planșa noastră de ASMR. După pauză ne jucăm ASMR cu Iuliana Beregoi. Ai făcut din astea? ASMR. Nu. ASMR, alea cu zgomotele ciudate? Ah, nu, n-am făcut, dar... N-ai făcut niciodată? Nu. Facem după pauză. Da. Am o idee genială, vreau să intru în această generație de millennials, de Z, nu de generația X. Vezi, sunt sub mine. Ei sunt Z-ul. Z. Și urmează X-ul acum, nu? Ăștia mai mici. Ăștia de 5 Gang sunt X-ul, nu? Nu, fiecare o să fie generația Z. Fiecare. Fiecare o să fie generația Z până da. Când? Până la infinit. Știi cum ne zici? A nouă? Cum ne zici a nouă, Dănuțe? Zicea Răzvane. Generația de sacrificiu. Era ca porcul la tăiere în decembrie. Sau ca mielul în perioada asta. Să-ți meargă bine, videoclipul e foarte fresh și cu mulți tineri. Dacă mă întreb pe mine, dansez cam la șciv pentru 14 ani. Eu unul te-aș închide în casă să stai doar pe YouTube până la 22. Și după aia, cam la știi, cam mult. A fost videoclipul pe locul 4 în trending. Apropo, piesa a fost pe locul 4 în trending. Da. A fost recent și sold out la Palatul Național din Chișinău. Tu ai făcut un concert numai cu tine? Ei, da. Ca în București, ca la sala Palatului, doar că a fost... Hai, drag, odată! Sold out la Palatul Național. Că umpli sala, am înțeles, dar ce faci 2 ore pe scenă? Sau cât? Când facem concurs, e foarte mișto. Veniți și voi la un concert al meu să ne... Asta vreau să te văd, în primul rând, Dănuțule. Da, și apropo. La un concert Iuliana Beregoi. Și apropo, să fiți cu ochii pe canalul Mixton Music duminică, că apare sezonul 2 din Lara. Mai țineți minte că v-am zis că... Da, știu că au fost o grămadă de puști aici care jucau în Lara. Lara. Majoritatea de pe la Iași. A, da, Pablo a fost, cred. Da, Pablo. Asta știu de la film. Asta cu Eminescu și cu Gucci. Da. Am să spun o întrebare tehnică și foarte simplă. Nu e frumos să vorbești cu un minor despre veniturile lui, dar te întreb așa, dacă ai vrea să-ți cumperi o mașină din încasările de până acum ai putea? O mașină. Aș cumpără tata acum. A, deci tata. Bun, lasă-mă să zic. Eu încă nu am voie. Dacă într-o zi te-ai trezit și ai zice, tata, consiliu de familie, din ultimele încasări aș vrea să-mi iau elefant, ai putea? Nu știu. Deci încă ești la faza la care decid ei, nu? Păi nu că decid ei. Dacă merg eu în mall și-mi iau ceea ce îmi permit, adică ceea ce am voie să-mi iau eu, de exemplu, haine, telefon sau chestii, da, am voie, dar mașină nu pot să-mi iau. Nu pot. Sunt mică. Da, da. Și a tata. Ești mică, dar bogată. Ți-am zis că e tot ce n-am fost noi. Iuliana Beregoi, ea e tot ce n-am fost noi.
Mulțumim tare mult. Da. Poate vin o dată la un spectacol să stau în primele rânduri să văd ce își dorește tineretul. Ce își dorește adolescentul și preadolescentul. Dani, tu ți-ai luat bilete la Dani Mocanu. Las-o așa. Mă duc eu pe tinere. Eu pot să explic ce e swag-ul, băi, tataie, băi. Ce e swag-ul, Răzvan? De unde să știu? Lasă-mă în pace, că nu mă așteptam să chiar să... Cum zice refrenul? Dă-mi un squish. Dă-i cu swish, squish, swish, dă-i cu deb. Dă-i, un, dă-i cu swish, swish, dă-i cu deb. Dacă ai prieten cu mișcări de leteg. A, dă-le tag. Dă-le tag, tag, tag. Ok. Și când, e, când intră swag? Tag! Zice la început cu swag, nu zici la început cu mare swag? La final, no, ultimul vers. De cu swag, mai inventăm încă un hashtag. A, cu swag nu știu unde zic. Nu zici de la ultimul vers din refren. De cu swish, swish, de cu dab. Dacă ai prieten cu mișcări, de le tag. De cu nei-nei, așa cu swag. Deci sunt și surd. Le am pe toate. Noroc cu pretinul meu. Care țin minte lucruri? Bravo, mă! Bravo! Așa să te ajute. Dar lasă-mă că nu sunt pudel. Să te ajute. Noi bunuțul. Venim dintr-o bălți epocă în care îmbrățișarea doresc, da. Îmbrățișarea nu era foarte. Nu eram obișnuiți. Noi nu ne și acum exagerăm. Nu știm. Da. E, ok. La o scurtă pauză, după pauză, putem face o poză cu tine? Da. Ne dai și tag? Vă dau și tag. Mulțumim. Că s-a rezolvat. V-am dat clasă cu 8 clase. Ne întoarcem imediat.